tare. Dacă tot a venit pandemia, am zis să mă apuc de niște lucrări. Construcții, tată, construcții, că așa e. Dacă concedii nu putem să avem în altă parte, facem ce putem. Am pregătit și o parte din instrumentele necesare de care o să am nevoie în construcția pereților, a stâlpilor și a mortarului. Urmează să montăm stâlpii, iar după ce am montat stâlpii, urmează să vin cu o bandă hidroizolatoare din carton bituminos pe care o să o așez la 20 de centimetri exact pe suprafața zidăriei pentru a nu se crea se transmite de fapt umezeală din placă către zid. Dar o să vă arăt după cum arată. Am început în calcularea unghiurilor să fie la 90 de grade și conform teoremei lui Pitagora, pe care ar trebui să o știm cu toții, ar trebui să ne dea unghiuri de 90 de grade. Am făcut unghiurile de 90 de grade la fiecare colț al plăcii, la fel și în celelalte două părți, ca să știm cum ar trebui să ne iasă zidurile. Urmează să băgăm stâlpii, că nu sunt băgați, și după ridicăm zidăria, dar vorbim mai târziu. Nu e nici 10 dimineața și deja o căldură de mori. O să-mi pun basca asta. Ca să fiu din peisaj, altfel. Altfel arăt acum. Am montat primii doi stâlpi. O să mai vină un stâlp undeva aici în jumate, între ei.
Și la fel și pe partea cealaltă încă 3. După 1, 2, 3. Și după ne apucăm de zidit. Acum, atât ne pricepem, atât facem. Am montat cartonul și urmează să pun capetele BCA-ului, de care am bătut niște cuie să măre cu sfoara, să trasez și începem să zidim prima dată 5 rânduri la peretele ăsta, după care vom merge și voi face cartonul și pentru restul. Seama. Hai că ne-am mișcat acum după amiază, 3 rânduri.